Asta e toată tema? Nu e că mai lucrăm, că avem lucruri. Mai lucrăm, găsim acolo ieșiți. Eu vreau și greuțe. Mai greuțe, uite, trebuie să de 7 stele. De 7 stele, te rog. Nu, de 7 stele, nu ne aruncăm în stele. Problema 22, de la pagina 72. Ai deschis, da? Am deschis. Da. Dacă X este un număr întreg, cuprins între minus 3 și 5. Deci X aparține lui Z. Da. Da, și este cuprins între minus 3 și 5. Virgulă. X cuprins între minus 3 și 5, parcă ați spus, nu? Da, minus 3 și 5. Cu posibilitate egal sau nu? Nu. Strict, da? Așa din cealaltă. Da. Dacă X este strict cuprins între minus 3 și 5, adică mai mare cu minus 3 și mai mic ca 5. Da. Nu zice strict, dar zice așa, cuprins între. Da. Așa, da. Care are probabilitatea... Cuprins spune, da? Cuprins. Cuprins înseamnă că... Și egal. Cuprins, da. Cuprins, zice. Da, da, da. Deci nu spune... Deci, cuprins între. Deci dacă X este un număr întreg, cuprins între. Între minus 3 și 5. Între minus 3 și 5. Aici adică, trebuie să vedem cum traduce. Păi între nu însemna nici pe minus 3, nici pe minus 5? Da. Cuprins între... Să lăsăm deocamdată așa, așa, să vedem cum o să... Care este probabilitatea ca valoarea sa absolută să fie mai mare decât 2? Care e valoarea, care e probabilitatea ca valoarea sa absolută să fie mai mare ca... Decât 2. 2. Adică, e vorba de probabilități, nu? Care îmi spunem că e egală cu numărul cazurilor... Favorabile supra cazurilor totale. Favorabile. Da, ai uitat la probabilități. Supra numărul cazurilor posibile. Da. Sau totale, cum spui tu, nu? Da. Hai să vedem care poate fi X. Deci, ce X să pun eu acolo? Încât modul din X, modul din X să fie, cum am spus, să fie mai mare, da? Mai mare decât 2. Așa. Deci, ce cu X poate fi Z, minus 3, minus 5, deci, hai să zicem așa, mulțimea mare, egal cu toți acei X din Z, cu proprietatea că X-ii sunt cuprinși între minus 3 și 5, da? Cam, da, așa. Așa este mulțimea egală mai departe. Să vedem care este, ce elemente. Este egală cu cine cu. Poate fi? Cine poate fi? Minus 2. Minus 2 înseamnă mulțimea formată din elementele minus 2, minus 1, minus 1 0, hai, 0, 1, 2, 3, 4 și 4. 4, da? Și pe care din ele să ne înlocuim și punem în modul și să fie mai mare ca 2? Strict mai mare ca 2, nu? Inegalitatea e strictă sau și egal? Care este probabilitatea ca valoarea sa absolută să fie mai mare ca 2? Mai mare. Așa. Mai mare ca 2 este... Mai mare ca 2 e 2. 2 pe... O secundă. Câte cazuri am aici posibile? 2, 4, 6, 7. Deci numitorul are 7. Și favorabile... 3 pe 7. Mai 2? Da. Da. 3 și 4. Deci îl punem pe 3. Și e adevărat, și pe 4. Da? Deci 2 pe 7. Asta ar fi probabilitatea. Mai departe. Problema 23, de la pagina 72. Care zice? Determinați cel mai mic număr întreg de 4 cifre distincte, știind că suma cifrelor sale este egală cu 10. Deci să găsim cel mai mic număr din Z, de 4 cifre, nu? Întreg, da. Întreg, da? Deci A, B, C, D din Z. Deci A, B, C, D din Z. Corect. Distincte, s-a mai spus. Da. A diferit de B, diferit de C, diferit de D, distincte. Ca știind că suma cifrelor sale este egală cu 10. 7210. Și mai am ca A plus B plus C plus D. 7210. Ca asta am făcut la școală. Egal, și am scos casa la tabla asta. 10. 10. Deci, suma lor este 10. Am făcut-o la școală. Stai mă, de ce numai 7? Pentru că dacă punem cu 8, îți fie distinct. Deci, este suma de spate. Cu 9 la fel și 7.
Deci, 720. Neapărat, neapărat. Și cel mai mare sau cel mai mic număr? 7210. Știm că sunt determinat cel mai mic. Cel mai mic număr. Deci, la copii de clasa a patra, la copii de clasa a patra, chiar cu asta se ocupă. Cel mai mare, cel mai mic număr. Deci ei știu foarte bine ca cifra zecilor de mii, nu? Sau ce este aici? A miilor. Cifra a miilor să fie cea mai mică. Deci dacă s-ar începe aici cu 9, 8, 7, nu? Sau 0 poți să pun aici. Da. Poți să pun 0, da? 0. De 0. Asta am făcut așa. Lași un pic. Atenție să fii cel mai mic număr, da? Cel mai mic, de 7.000, de ce e cel mai mic? Minus 7.000. Minus 7.210. Bun, bun. Că am făcut de la școală. Mai analizăm. Eu. Irna, nu e important. E important să vedem cum gândim la chestia asta. Corect. Deci să fie cel mai mic număr din Z, ar trebui ca cifra asta să fie maximă. Da, ca să mă duc cel mai mult. Pe negativ. Da. Maxim ar fi 9, dar nu avem încă 3 cifre ca să de deci să fie distinct. Deci 9 ar trebui 0, 0, 0. Asta 0. A, suma. Ar trebui 1, că vreau să le aproape cel mai mare. Deci cel mai mic, 9, trebuie 0, să le aibă în ordine, Miruna, în ordine să fie ăsta mare, 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 mare. Deci e de 9, la mare. 1, 0 și deja avem 10. Deci suma se facă 10, nu? Da. 9, 1, 0, deja avem 10. 9. 1, 0, 0, nu se poate. Și nu se poate, că se închide 10. 8. 8. 8. 2. Și deja am făcut 10. 10 am făcut. 7. 7, 2. 7, 2. 1, 0. 1, 0. 0. Și cu minus în față. Și minus neapărat. Dacă n-a spus minus, mai e cel mai mic. Da? Deci minus 7210 este cel mai mic. Corect. Așa trebuie gândit. Mergem mai departe. 24 de la pagina 72. 24 de la 72. Câte puncte cu coordonate numere întregi pot fi reprezentate pe axă între punctele A minus 1000 și B plus 1000? Plus nu are nici... Așteaptă puțin. Deci câte puncte cu coordonate numere întregi pot fi reprezentate pe axă între punctele A mare minus 1000, A de minus 1000, da, și B mare plus 1000. Și B mare plus 1000. Adică câte puncte vom avea pe axă? 2001. Cu coordonate întregi, da? Da, da, întregi. Deci cum s-ar traduce asta? Să se afle mulțimea A mare. Da. Nu, să se afle mulțimea M formată din toți acei X care aparțin lui Z cu proprietatea că X-ii sunt cuprinși între minus 1000 și 1000. Așa, și respectiv 1000. Câți sunt acei X cu proprietatea aceasta? 2001. Hai să vedem, dacă aș zice între minus 2 și 2, să luăm o situație mai ușurică. Nu și egal. 4. Nu. Nu, că sunt punctele cuprinse. Uh-huh. Să fie ordonate. Minus 1, 0 și 1. 3. Adică ce s-a întâmplat? Deci doar 3. Da. Asta înseamnă că s-a mărit cu 1 valoarea lui 2, nu? Da. Apoi, când o să iau, hai să zic așa, deci noi pornim de modele să înțelegem bine problema, da? Zice minus 5, mai mic decât X, mai mic decât 5. Minus 4, minus 3, minus 2, 6. Minus 1, 0 și 1, 6. Deci cât sunt? 6, 7, 8, 9, da. 9. 9. Da? 9. Deci, îi, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. 9. Deci este dublu ăstea, mai puțin 1.
dublul lui 2 este 4, da, mai puțin 1. Așa și acolo, dublul lui 2, 1000. Dublul lui 5, 10. Și ăla fel. Dublul mai puțin 1. 2001. 999. 1999. Cică 999. Fudă. Minunat. Dacă am zis că e dublu mai puțin 1, dublul lui 1000 înseamnă 2001. 1999. Da. Atenție. Deci, ce vreau să vă spun? Când vă aflați într-o situație de aceasta și vi-e greu să sesizați, apoi faceți ce lucru? Vedeți cu un model. Da? Un model ușor și ne dăm seama. Corect. 25 de la pagina 300 copii. 25 de la pagina 72. Așa. Determinați N mic, știind că mulțimea A mare e egal cu cine, știind că mulțimea A mare e egală cu X aparține lui Z. Toți acei X din Z. Da. Unde? Cu proprietatea ca 1 mai mic decât modul de X. Da. Mai mic decât N plus 1. Are 20 de elemente. Mulțimea asta are 20 asta am făcut elemente. La școală. Dacă... 20 elemente. Eu nu știu ce ați făcut la școală. Da. Am făcut-o la școală. Interesant. Deci, haideți să vedem la ce nu să ne oprim. Încât în clipa în care le numărăm, să găsim 20 de elemente. Pentru acest lucru, încercăm și noi pe modele, din nou pe modele, și vă întreb dacă mai are rost a modul din X. Deci, X-ul să fie între 1 și N plus 1. Întrebarea mea este în partea stângă care sunt acei și mai mari strict decât 1? Care la sunt acei și care sunt mai mari ca 1, 2, 3, da? Da, de la 2 în sus. În concluzie, credeți că mai avea rost modulul de aici? Că nu e natural, cred eu. Să găsească N natural. Determinați N știind că mulțimea A... N natural. Că este de la 1 încolo. La 1 se mai dă. Se subînțelege, da. Așa. Mă avea rost modulul de aici, fiindcă 1 e mai mic decât modul din X mai mic decât N plus 1? Nu. Nu mare. Deci, poate uite să găsim pe toți acei X cuprins între 1 și cine este aici în dreapta, încât numărul lor trebuie să fie în total cât să fie 20. 20 de elemente. Dacă aș spune între 1 și 7, câte elemente? 6. 6, da? Da. De ce ai făcut? De ce ți-o dat 6? Păi 7 minus 1. 7 minus 1 plus 1. 5, mai. 5. 2, 3, 4, 5 și 6 copii, că e strict. De aici. Fără capete. Fără. Păi fără capete. Atenție mult, v-am dat ușor să urmăriți. Deci câte sunt? 5. Da? Ca să fie 20, înseamnă din ăsta, îl scădem pe ăsta. 22 minus 1 face 21 și minus încă 1. 20 deci, este 21. Nu 21, că 21. Da, și cu 1 de aici face 22. Da, corect. Încă, mai luăm o dată să reprindem. Între 1 și, când X-ul cuprins între 1 și 11, câte elemente sunt? 9. 9, da? Că am zis 11 minus 1, da, 9. 10 și mai scădem 1, că sunt capete, fără capete, și atunci sunt 9. Da. Ar fi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Și 9 și 10, da. Prima dată când am văzut problema, cât e că trebuie să găsim un număr care să aibă cum ar fi 21, cum a fost și aici, minus 1 plus 1, ca să ne dea 20 de elemente, că ne spune că sunt 20 de elemente. Da, da, aici mai vine încă o dată scăzut 1, nu plus 1. 21 minus 1 plus 1. Da, tu ce spui este valabil în condițiile în care ar fost și cu capetele. Deci scădem din cel mai mare pe cel mai mic și adunăm plus 1, că se iau și capetele. Dar aici nu se iau capetele, și atunci scădem un 1. Corect. Dacă te întreb, între 7 și
41, câte numere se găsesc? Cardinalul, adică câte numere sunt între 7 și 41? Stricte, tot așa, stricte. Tot 31. Păi 41 minus 7 face cât? 34. 32 de numere. 34. Minus 1. Minus 1, 33. 33, punct. Dar din 41 a scăzut 7. Și face 34. Da. Minus 1? Minus 1, că nu luăm capetele. A, dar nu ați luat, nu ați zis minus 2? Nu, am zis minus 1. Păi tu ai zis, am zis noi minus 2 pentru că s-a întâmplat cu 1 aici. De ce am fi să stați aici? Dacă am mutat la 7. 7, atunci nu mai scad minus 1 din 11 minus 1. Că nu este capătul 1. Este capătul... Deci scădem din ăla, din dreapta, pe ăsta din stânga și mai scădem 1 fiindcă nu se iau capete. Dar dacă aș zice așa... 33. X 7 mai mic egal cu 41. Și egal. Pentru că 41 minus 7, da. 34 și nu mai scădem. Dar dacă spun, aici sunt cât 34, da? Da. Aici au fost cât 33. De numere. Dacă spun 7 mai mic egal decât X mai mic egal decât 41. Da. 35. Acum îl scădem și adunăm 1. Și adunăm 1. Adunăm și capătul celălalt. Da. Deci aici numărul lor este 35. Da, și observăm că de la 33 se ăsta, cum se zice, se adaugă cu 1. Da. Câte numere pare sunt între 7 și 41? În asta, varianta asta, aia. Asta, a, sau asta. 17. Deci, aici. Pare, zice domnul profesor. 17. Păi de la 8, 15, 18, 19. Eu zic ce urmează după 18, 20, nu? Așa. Ai baftă când am dat eu intervalul prea mare, nu? 17. Vedeți cât a zis eu la început. Dar nu pe ghicite, că eu le-am numărat. N-am dat pe ghicite. Da. Stai să vedem. Ce n-am prins, ia păi. Liniște! Nu, că ce să nu mai. Și mi-am dat 17. Stai să vedem dacă e numărat, dacă ne păcălești. Am sentimentul că ne păcălești. Da, merg. Alo? Alo? Deci, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Așa. Da, da, da. Deci, vreau să zic că în, să termin aici la chestia asta, că X sunt pare aici, nu? Da. Deci, e vorba de X și pare. Da. Dar ca să înțelegi și mai bine, să luăm intervalul și mai mic. 7 mai mic decât X, mai mic decât, cât am zis noi aici? 30 și 3. Luați în 15. 15, da? 15. Ca să fie ca aici, în situația asta. Acum 4. Le numărați. 4. 15 minus 7, 8. 8 împărțit la 2, 4. 15 minus 7, 8. 8, 8 împărțit la 2, 4. 4. Sunt 4? Hai să le vedem. 8, 10, 12, 14. Sunt. Da. Deci scădem din ăsta până ăsta. De ăsta și împărțim la 2. Și împărțim la 2. Da. Dar dacă aș fi zis între 7, da, mai mic a X, mai mic, egal cu 15. Tot atâtea erau, domn profesor. Tot atâtea. Da. Deci, pentru că 15 impare. Capete sunt impare, da? Da. Deci nu, am luat și egal, dar nu, da, degeaba l-am impar. Dar dacă spun așa, X mai mic egal decât 7, mai mic egal decât 15. Cum? Tot atâta. Tot pare. Pentru că sunt impare. Oh, dar domnul profesor întreabă câte numere pare. Câte numere pare. Pare. Și capetele sunt impare, deci nu afectează nimic. Nu afectează deloc. Ah. Deci capetele nu afectează. Da? Dar dacă aș fi zis așa, 8 mai mic 8 decât X, mai mic decât 15, da? Da. Câte numere pare sunt? 3. 3 sunt acolo, da? Da? 4 erau, dacă mai erau 10, da. Da. Dar dacă spun 8, mai mic egal decât X, mai mic egal decât 15. Tot atâtea. 4.
4, că e și capăt. Păi lungi pe 8. Aaa, zici, mic să-i găsi. Eu am înțeles mai mic. Așa. Dar dacă spun aici 8, mai mic egal decât x, mai mic egal decât 5, am dat aici. Dacă ziceam strig mai mic, nu e fața. Și dacă e egal, așa. Acum spun față de 16. Deci 8, hai să zic așa. 8 mai mic decât x, mai mic decât 16. Luăm și capetele. Deci 8, strict mai mic decât x, mai 3. Mic. 3. Păi 10, 12, 14. 14. 3. Da, că 3. E mai mic, mai mic. Da. Da. Și luăm și capetele. Când zicem 8 mai mic egal decât x, mai mic egal decât 16, mai mic. Mai mic. Ia uitați-vă cum a luat un profesor. Deci erau 3, a făcut să fie 4. Și 8 mai mic egal decât x, mai mic egal decât 16? 5. Ei, de pe observația asta, mergeți pe partea asta, da? De pe observația asta, mergeți pe partea asta și cum v-a ieșit în cazul acela? Dar de ce ne-a dat 17 atunci acolo? 33. Deci 33 de numere. Deci 33 de numere. 41 minus 7. 34, împărțirea 2, 17. Corect. Eu am zis 17. Da. Dar eu am numărat 17. 17, da. Dacă însă am modificat un pic și am luat și capătul, nu influențează la numerele pare. Nu? Pentru că capetele sunt numere impare. Și dacă le-am pe amândouă, tot așa nu influențează. Da. Dacă aș lua numere pare, ar fi influențat. Hai să mai întoarcem un pic la ieșițul ăsta. Deci era problema așa, să găsim pe acel n, încât x-ii pe care îi luăm în calcul, să-i punem din z, da? Da. Și am găsit noi 21 de... Da, e 21. Dar dacă ar fi minus 2, x-ul ar fi minus 2, ar fi bun? Oare? Pe modul de minus 2 e 2. 2. Și 2 e mai mare decât 1. Da. Iată că am scăpat pe ăstea. A. Deci x-ul este din z. Minus 2 și minus 1 atunci. Dar minus 1 nu-i strict. A, că nu e strict. Corect. Minus 3 ar fi un minus element care îl găsim. Minus 3, că e 3. Face 3 care este, nu? Deci nu-i pun capătul 20, cum am zis noi. Că mai sunt negativ. Ia să vedem, să umblăm un pic. Haideți să le numărăm un pic, așa, pentru început, să luăm... No, haideți să facem, domnul profesor. Deci, 11 vă dau la școală? Haideți să facem acum asta. Păi, să vedem exact dacă îl înscrie. Ce 11 profesor? Deci, încă o dată, atenție mult. Modul de x, deci folosim modul. Mai mic decât modul din x, mai mic decât n plus 1, și întrebarea este ce nu să punem ca să meargă treaba. Și să prindem cât 20 de elemente, parcă. 20. Un prim x care îl găsim, x aparține mulțimii, care este 2, nu? 2. Merge 2. Da. Apoi minus 2. Că merge minus 2. 10 elemente. Da. Apoi 3 și da. Minus 3. Corect. Apoi 4 și minus 4. Și în sfârșit mă duc 4 minus 4, apoi 5 minus 5, 6 minus 6, 7 minus 7, adică până unde? De la 2 până la 20 de elemente. Ca să fac 20 de elemente. Hai să număm pe ăștia pozitiv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 8, 9 minus 9, da? Mai avem încă 9 elemente. Avem până acum 9, da? 2, 16. Deci, între 9 și 2, câte numere sunt, inclusiv capetele? Capete. 9 minus 2, 7 și 1, 8. 8 ori 2, 16. 16 sunt da. Acum. Urmează 10, da. Nu? 10 și minus 10. 10. Și plus minus 11. Și 11 și minus 11. Da. Sunt acum 20? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. 20. Bun. Înseamnă că aici
cel care se duce maxim cu putință este X11, da? Da. Și apare 1 mai mic decât 11 mai mic decât 5 să 12. Fie 12. Adică 11 plus 1, da? Deci nu trebuie să fie egal cu 11. Da. Da? Corect. Nu e egal cu 11. Nu-i bine? Da, da. Da, da. Dacă vă leam. Nu, ne-a dat 10 elemente. A, 10? Cum 10 elemente? Atâta lui. Atâta X, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noi am dat corect, de la 2 la... Deci... 11, dar ce faci? Ce-am făcut? Deci, le-am și văzut concret, da? Ca să vedem... acei X din Z, cuprinși între 1 și N plus 1, ce N să fie? Și N... 6. Deci nu, nu este cât? Nu este 11, pentru că e plus 1. Din 11 scădem pe 2, face 9 și cu 1, 10. 10 ori 2, 20. Da? Sunt da. Dar eu au zis nu 10 elemente. 10 elemente? Da. Mâine merge și nu poate. Nu, nu, 10. Nu, nu. 10 elemente a scris el. N este egal cu valoarea 11. Nu, 10, da. Ca să ai de loc, nu? Deci e 11. Și nu e egal. Ai scris tu 11 elemente, 10 elemente, dar la N, s-a referit la N ca număr natural care trebuie pus aici și cu 1 fac... Atunci e 11, da. 11 și cu 1, 12. Deci, care a fost aici speculația? Atenție mulți, că X e din Z. Corect. Adică și el de-aia a dat modul. De ce au prins modulul? Ca să ne prindem că e vorba de fapt. Dar putea să spună minus 1 aici. Nu. Adic, de ce? Minus 1. Da. Putea să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deci, putea să pună pe minus 1? Da. Dacă puneam minus 1, cu modulul totdeauna e mai mare ca 0, deci modulul e mai mare ca 0, iar ca ordine am minus 1 mai mic ca 0, mai mic ca modul din X, mergea orice număr negativ, că nu mă supăra. De la 0 încolo. Însă el îl fixează pe 1 ca să determine translația mai în dreapta. Să începem cu X și pozitiv de la 2 încolo, da? De la 2 încolo, dar să avem în vedere și pe E negativ, simultan. Că modulul ăsta face, anul nu mai ținem cont de semnul. Care este cel mai mic element al mulțimii? Minus 9. Asta e problema asta. Care este cel mai mic element al mulțimii? Care este cel mai mic element al mulțimii? Așa este da, pe care am găsit. Da, mulțimii este minus 11. Da? Minus 11. Corect. Cel mai mic element. Păi dacă ai făcut în clasă. Nu că dacă am făcut în clasă, că îți mai aminte ce am făcut în clasă. Adică... Uite, mi-am uitat aici, nu vă certați că nu-i cazul. Ne-am uitat și am văzut elementele. Cel mai mic dintre toate minus astea care le-am e minus 11. E ușor de constatat că noi le-am și scris. Uh-huh. Da. Dar dacă autorul punea problema... puțin mai dificilă. În sensul de a spune, găsiți voi pe N încât să fie 40 de elemente. Trebuie să le scrie pe toate. Hai să vedem la intervalul, să lucrăm un pic la problema asta, că putem lărgi discuția. Deci, Adi, dacă ne-am cerut 20 de elemente, aici am problemă 40. Așa. Am scăzut din ăsta, de aici, pe ăsta, și la scădere trebuia să obținem un număr, 5 să fie ăsta, încât să-mi placeze în interior 10 elemente pozitive. Deci reduc problema la X mai mic decât 1, mai mic decât N plus 1, da? Fără modul? Fără modul, că prin dublare iau și pe cei negativi. Așa. Se dublează pur și simplu. Corect. 40 elemente? Nu. Pentru cazul nostru, 10 elemente, ca să ne ducem pe problema dinainte. Ce N să pun eu aici, încât să am 10 elemente? Sau am să fac altfel. 1 mai mic decât X, mai mic decât cine? Nu mai pun așa. Decât un număr, N. Și
ce să fie n, încât numărul elementelor de aici să fie 10. Din ce am făcut până acum, fiindcă inegalitate strictă, scădem din ăsta pe ăsta și mai micul, mai puțin 1. Și mai scădem 1, da. Da? Și fiindcă eu fac 10, din n, din cine să scad pe 1? Și încă 1, adică scad 2. Din 12. Deci n este 12, nu? Și 12 ăsta a fost scris ca fiind 11 plus 1. Corect. Dar dacă dau așa, 7 mai mic decât X, mai mic decât cine, încât să fie tot 10 elemente. Cine să fie asta? Păi, 18. Din cine să scad pe 7? Tot 10 elemente. 18. 18 minus 7 și minus 1, 10. Deci 18. Da. Da, 18. Practic, lui 7 cât să îi mai adăugăm ca să ajung la 18? Lui 7 îi adăugăm 11. Procedeu invers, că scădem din el încă 1. Adică la 10 adunăm 1, ca să vedem numărul lor de aici plus 1. Așa am și făcut. Da? Da. Corect. 10 plus 7, 17 plus 1, 8. Ei, pe cine să pun eu aici? Da. Pe cine să pun eu aici? Încât să am 20 de elemente. 20 plus 7, 27 plus 1, 28. 28. Deci trebuie să fie 28. Deci X-ul este 7, 28. 28, mami. 29 de elemente. Mi-a dat 28. 20 de elemente, vrea domnul profesor. 20 de elemente. Dar nu iei capetele. Păi 28. Minus 7. De ce 28? Minus 7. De ce 28? Minus 1, 20. Deci 28 de minus 7 face 21 și minus 1 când luăm capete, 20 de elemente. Da? Vreau să insist un pic să înțelegem și mai bine problema. Deci, vedeți, nu ne-am jucat degeaba în zona asta aici, da? Nu ne-am jucat degeaba, pentru că acum vom face chiar aplicații pe chestia asta. Deci, vă spun așa, să se determine mulțimea A mare egal cu toți acei X din Z, da? Pentru care, da. Egal cu toți aici, pentru care să avem 5 mai mic strict decât modul din X, mai mic strict decât una, așa, A egal cu cine? A egal cu cine? Așa încât mulțimea A mare, cardinal de A, cardinal de A, așa sunează, numărul elementelor se notează cu cardinal. Da? Cardinal de A, da. Cardinalul lui A să fie egal cu 20. Și să aibă 20 de elemente, mulțimea. Mulțimea asta să aibă 20 de elemente. 20? Da. 20 plus 5 plus 26. 5. Da, 26. Deci 20. Ai 26. 26, da? Deci A egal cu 26. Pentru că 26 minus 5 minus 1 dă 25. Ia să vedem, dar atenție că ei și sunt din Z. A, stați ca cu modulul. Dublu. 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 Deci, de fapt, 10 ar fi. Mai traducem 10, așa cum ar fi pozitive 10. Și ca da. Să fie 10 în zona asta, 4. Înseamnă cât? 10 și cu 5, 15 și cu 1, 16. Deci ai 16. Da? Ca să da? Fie? Da, nu mai e 26. Atenție multă. Da? Deci am spus așa. Să se găsească au capătul din dreapta, cine să fie au, așa încât cardinalul mulțimii acestea să fie 20. În numere pozitive, dacă aș lua o deoparte, este ca și cum aș spune 5 mai mic decât X, mai mic decât 26. Și sunt 20 de elemente. Da? Dar fiindcă e modul din Z, atunci trebuie să gândesc aici 5 plus 10, că da. Ele merg în dublură. Ce plus, minus, plus, minus. Da? Deci vine 15 și cu 1, 16.
Dacă vreau să le număr pe toate cele, 10 le găsim între 5 și 16. Este vorba de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, da? Da. 15. Sunt 10? Da. Ei, când am pus modul, am modificat egășițiul și plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, atunci sunt 20. 20, corect. Da? Deci la întâi problema asta de aici... Mai dați-ne una, domnul. Da? Mai dați-ne una. Haideți să mai vedem. Iubim asta, de gură. B egal cu. Mulțimea B egal cu. Deci mulțimea B egal cu toți acei X din Z. Pentru care 7 mai mic egal decât modul din X, care e mai mic decât A, cardinalul lui A, lui B, să fie egal cu 10. Să luăm ușor ca să prinde bine problema. Deci să fie 10. 10. 4. Dar leac 4. Nu așa la ghici. Nu e la ghici. Nu. 10 minus 4. Deci când a zis cardinalul lui B să facă 10, de fapt în pozitiv, înseamnă și m-am gândit la 5. 7 plus 5. 7 mai mic egal decât X, mai mic strict decât cine să pun aici? Da. 7 și cu 5, 12, da? Da, 6 și 5, 12. Mai pun plus 1? Nu. Nu, că le-au pe asta? Că luăm și egal. E și egal. Da? Da. Uite, adi sunt acum cât ar fi. 7 ar fi, că X-ul poate să fie 7. Apoi 8, apoi 9, apoi 10 și 11. Și plus minus. Și fie că erau cu plus minus când bagă în modul, plus, atunci... Sunt 10. 10, da? 5 da. Cu 5, 10. Da. Deci tare. Foarte tare e chestia asta. Foarte tare. Da? E foarte frumoasă problema. Vedeți, jocul ăsta, dacă le-au cu egal, nu mai adun unul. Încă unul. Încă unul, da? Dacă le-au strict, adun. Adun unul. Și dacă luăm strict ambele. Egală ambele? Cred că scădem unul. Scădem unul. Ia să vedem. Ce e egal ce? Cu? Mulțimea C egal cu toți acei X din Z. Da. Pentru care 7 mai mic egal cu modul din X, mai mic egal cu A. Da. A cine este? Așa încât cardinal lui A. Lui e de ce? Să fie 10. Tot 10, da? Deci, da, 10. 7 mai așa mai mic egal decât A și A. Păi, 10. Asta înseamnă tot 5. Deci tot 5 se prinde în interior. 7, 12, da. Minus 1 acum, 11 ar fi A. Haideți să vedem dacă... Ia să vedem dacă e 11. Deci, tine 7 mai mic egal decât X. Mai mic egal decât 11. Ia să vedem. Și dacă sunt 5 aici? 7, 8, 9, 10, 11. Vedeți jocul? Ori 2. Da. Da? Jocul făcut. Ori 2 când pune ce plus minus. Și avem 10 la cardinal. Da? Și la cardinal 10. Și așa putem juca foarte bine. Încă una. Mai facem încă un bine? D. D egal cu mulțimea tuturor acelor X din Z. Pentru care? Pentru care 5 mai mic egal decât modul din X. 5 mai mic. Mic egal decât modul din X, mai mic egal cu A, așa încât cardinal lui A. Cardinal lui D. Cardinal lui D să fie egal cu 40. Tu ne-o plăsnit. Ne-o plăsnit. Oh, păi ar trebui să fie 20. Ar fi 20 pozitiv, da. La jumătate. Și deci 5. 5 mai mic sau egal decât X, mai mic sau egal decât 20. Nu. Decât 15. Nu. Păi jumătatea lui 40 e 20. Corect. 20 plus cu 5, 25 minus 1, 24, că sunt ambele egale, nu astea capetele, de 1, deci 24. Deci la problema asta, răspunsul este în modul A egal cu 24. A egal cu 24.
Da? Deci, vedeți? Dar dacă îți dau un pas, Adi, și că dacă ne răspund și la asta, te fericit. Dacă răspunzi tu, da. Adi. Deci, ajung în America, direct. Așa. Deci, e egal cu mulțimea tuturor acelor X din Z, care au calitatea că ei în modul sunt cuprinși între 7 și A egal cu cine, așa au cât să fie, încât cardinal lui A, lui E, să fie egal cu 43. Deci dacă nu-ți 43, puneți 43. De ce? Nu-ți 43. 43 îți place, dar eu încă nu-mi place. Deci nu-ți place. Haideți cu 44. Deci care este ideea? Fiindcă, să fie număr par. Fiindcă aici avem tot timpul... Să fie asta. Număr par, să se împartă la 2 și să scădem 1. Da. Dar dacă spun minus 1 aici. 43 minus 1. Păi, dar nu se poate, pentru că... Luăm 22 acolo, jumătate, atunci și scădem pe 1. Până acum n-a mers decât cu numere pare. De acum am blocat. Deci cum... 22 ori 2, am 44 de metri. Ca să mai scadu. Deci până acum cu numere cu soț mergea pentru că capătul din stânga era pozitiv. Când am luat un număr negativ, am pe 0 prins aici. Iar modul din 0 nu mai are negativ și pozitiv. Corect. Deci, asta e poanta. Da? Eu am luat și negativ, da. Și pozitiv. Deci, nu, 0 nu e dublură. Da, e clar. Eu am zis 22. Și atunci poanta este că aici te merge și cu numere impare. Deci, 47 merge dacă am aici varianta cu minus. Poți să duc și minus 100. Și minus 100, corect. Că nu, el se oprește tot la 0. Da. Dar... Păi tu trebuie să ai grijă, tot cu 0 se iei în discuții. Da, și la 0 se iei 1, să nu le iei ca amândouă. Așa. Atunci mergi cu numere impare. Da, și 21. Iar la numere pare... Și încă un lucru, un habar mai să faci. La numere pare, mergi neapărat numai în situația că e pozitiv aici. Da. Deci cum am avut până acum, e pozitiv, atunci trebuie să dau eu un număr par de elemente. Aha. Deci, dacă eu dau... minus aici și dau impar, e o problemă falsă. Mm-hmm. Nu are... Deci cum ați dat-o inițial cu 7 și 43? Cu 7 și 43 nu mergea. Nu mergea. Am zis eu. Da, deci nu mergea pentru că spunea, din experiența câștigată în urmă, am văzut că trebuie să fie numărul par egal cu numărul pozitiv, era egal cu numărul negativ. Atunci nu merge. Da, și chiar 43 să. Da, ne oprim aici. La revedere și vă mulțumim că l-ați urmărit pe propunere. Vă dorim o seară plăcută. Așa să fie o seară plăcută.